Veste și din Parlament. Persoanele care nu se prezintă la audierile comisiilor de anchete ar putea fi pedepsite cu închisoare de până la 3 luni, amendă penală și interdicția de a mai ocupa o funcție publică timp de 3 ani. Asta prevede un proiect de lege inițiat de socialdemocrata Oana Florea, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă în privința alegerilor prezidențiale din 2009. Inițiativa legislativă a fost propusă pe fondul refuzurilor repetate ale șefei DNA, Laura Coruța Chiuveși, de a se prezenta la audierile comisiei. Mâine la ora 12, Comisia de Anchetă pentru alegerile din 2009 va discuta raportul final. În urma activității mele în calitate de președinte al acestei comisii, am descoperit lucruri care nu funcționează și este nevoie să fie schimbate. Tocmai de aceea am un proiect de act legislativ care va schimba cu siguranță activitatea comisiilor de anchetă viitoare. Refuzul persoanelor citate de către Comisia de Anchetă de a se prezenta la audieri, de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute utile activității comisiei este considerat împiedicarea adevărului, constituie infracțiune, se pedepsește cu închisoarea de la 8 zile la 3 luni sau cu amendă penală într-un cuantum cuprins între 5.000 și 10.000 de lei și cu pedeapsa complementară de interzicere de a ocupa o funcție publică timp de 3 ani.